Salut și bine ai revenit! Poate că în ultima perioadă n-au mai lansat atât de multe telefoane pe cât și-ar fi dorit mulți utilizatori. Însă pe segmentul de laptopuri, în doar câțiva ani de zile, Huawei a devenit un competitor redutabil. Iar asta spune multe despre ceea ce poate face producătorul chinez atunci când nu are înfrânări din partea nimănui. De vreo două săptămâni am primit la test cel mai nou laptop lansat de Huawei, modelul MateBook 14S, un companion perfect pentru cei ce au nevoie de un ultrabook compact, puternic și rapid. Eu am primit versiunea Spruce Green, un verde discret care arată foarte bine. De ce este în stare și cui se adresează, aflați în cele ce urmează. Laptopul vine însoțit în cutie de un încărcător de 90W care se apropie de dimensiunile unui încărcător de telefon, un cablu de alimentare USB-C la USB-C, manualul de utilizare, garanția și cam atât. Din prima clipă, îți dai seama că ai de-a face cu un laptop din categoria high-end. Cucerește printr-un design curat ce sugerează eleganță, finețe. Materialele și finisajele sunt premium, nu scârție, îmbinările sunt perfecte, atenția la detalii este la ea acasă. Pentru a-l putea deschide cu ușurință, cu o singură mână, ultrabook-ul prezintă o mică scobitură pe latura inferioară. Așadar, îl deschizi rapid, cu un minim de efort, ori de câte ori este nevoie. Construcția din aluminiu se simte bine la atingere. Carcasa moată nu reține amprentele, iar nuanța aceasta de verde-argintiu îl ajută să iasă rapid în evidență. Vorbind de un ultrabook ușor, cântărește doar 1,43 de kilograme, este subțirel, măsoară 16,7 mm în punctul cel mai gros, cifre ce îl ajută să se strecoare în rucsac sau geantă cu ușurință. Pe partea de conectivitate găstuiește pe latura stângă două porturi USB-C, un port HDMI, jack-ul de 3,5 mm plus un microfon. Pe latura dreaptă avem un port USB-A, iar pe latura inferioară patru microfoane poziționate numai bine pentru meeting-uri sau cursuri. Mi-ar fi plăcut să găsesc aici și un cititor de carduri. Eu obișnuiesc să fotografiez și să filmez foarte mult, prin urmare m-ar fi ajutat prezența lui. Dar cu un adaptor se rezolvă rapid acest neajuns. Pe spate se regăsesc difuzoarele stereo și grilele de răcire. Tot aici vedem și doi suporți de cauciuc, care înalță câțiva milimetri ultrabook-ul, astfel încât răcirea și sunetul să nu fie afectate. Tastatura de tip keyclet este extrem de confortabilă pentru sesiunile lungi de utilizare. Are tastele mari, generoase, cursa scurtă și este destul de silențioasă. Este retroiluminată, un detaliu util celor ce obișnuiesc să lucreze și seara sau în încăperi cu luminozitatea scăzută. Trackpad-ul are dimensiuni generoase și este puțin cam zgomotos pentru gustul meu. În colțul drept de sus se remarcă butonul Power, ce găzduiește și cititorul de amprente. Pentru cei ce își doresc o altă metodă de deblocare a laptopului, este bine de știut că acesta vine și cu deblocare facială. Mai exact, aceasta este posibilă cu ajutorul celor doi senzori cu infraroșu situați de o parte și de cealaltă a camerei. Așadar, odată cu noua generație de laptopuri, se pare că Huawei a renunțat la camera ascunsă în tastatură, așa cum ne obișnuise până acum. Mie una mi se părea o idee inovativă, dar venea și cu un minus. Unghiul din care surprindea utilizatorul nu era cel mai avantajos, căci îl făcea să pară că are gușă. Display-ul de 14,2 inch de tip LTPS LCD cu un screen-to-body ratio de 90% are margini subțirele și o rezoluție de 2520x1680 pixeli. Ecranul glossy este luminos, ajunge până la 400 de niți, contrastul este bun, culorile vibrante, unghiurile largi de vizualizare permit utilizatorului să vadă detaliile chiar și din laterale, de sus sau de jos. Ca multe alte laptopuri Huawei, și acesta folosește un aspect ratio de 3:2, ceea ce face ca ecranul să fie mai înalt decât se obișnuiește în mod normal. Un detaliu util, mai ales pentru productivitate. Ecranul este tactil și are un refresh rate de 90 de Hz, un aspect mai rar întâlnit pe laptopuri, dar care contribuie la o experiență mai bună de utilizare. Poate fi setat și la 60 de Hz. Asta pentru cei ce țin mai degrabă să se bucure de o autonomie cât mai bună. Modificarea refresh rate-ului se face prin apăsarea simultană a două butoane, FN plus R. MateBook 14S este antrenat la interior de un procesor quad-core Intel Core i5 11300H din generația 11. Lucrează în tandem cu 16 GB de RAM LPDDR4X, iar pe partea de stocare internă laptopul vine cu un SSD de 512 GB.
Placa video integrată Intel Iris Xe recomandă ultrabook-ul în special pentru activitățile office, multimedia, browsing. Merge și ceva gaming ocazional cu o grafică nu foarte solicitantă. Poți încerca și editare video, însă nu ca și activitate daily. Sistemul de răcire pare să-și facă treaba și el fără niciun semn de supraîncălzire, care să ducă la o performanță redusă pe durata testării noastre. I-am dat să ruleze câteva benchmark-uri și nu s-a încălzit deloc. Rulează Windows 10, dar poate fi upgradat la Windows 11 fără probleme. Pornește mai puțin de 10 secunde. Iar trecerea din Sleep Mode în Active Mode se face instant. La capitolul conectivitate, laptopul primește Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.1 pentru ca utilizatorul să se bucure de viteze foarte bune și conexiuni fiabile. Sunetul este bun, este puternic, atinge 93 de decibeli. Basul este și el prezent. Nu se pierde din claritate nici la volum maxim. Cele patru difuzoare își fac treaba bine. O adevărată plăcere să te uiți la filme pe Netflix sau să asculți muzică și podcasturi. Camera de 720 de pixeli cu rezoluție HD este o alegere ok pentru meeting-uri sau conversații cu cei dragi. Bateria de 60W asigură autonomie de vis. În specificații, producătorul susține că ajunge undeva la 11 ore de office și 13 ore de playback video. În realitate, eu am reușit să ating aproape 10 ore de utilizare pentru activitățile mele de zi cu zi. Asta însemnând office, multimedia, mail, rețele de socializare, browsing și ceva YouTube. Așadar, vorbim de o autonomie de mai bine de o zi întreagă de muncă, fără grija încărcătorului. Mai mult de atât, ultrabook-ul se încarcă super rapid. 15 minute de conectare la priză îi asigură cam 3 ore de utilizare. Pentru utilizatorii ce dețin și un telefon din ecosistemul Huawei, laptopul oferă anumite avantaje. Prin simpla atingere a telefonului de touchpad, se activează conexiunea între cele două device-uri. Atât de simplu. Tot ce trebuie să faci este să bifezi Connect pe ambele dispozitive și smartphone-ul se va conecta la ultrabook. Se face un fel de mirroring, căci poți vedea ecranul telefonului pe laptop, poți intra în aplicații direct de pe ultrabook, poți iniția apeluri video, poți accesa orice aplicație din telefon fără probleme. Poți copia cu drag and drop din telefon pe laptop poze, fișiere, notițe și invers. Asta înseamnă că îți poți continua activitățile de pe un device pe altul cu cea mai mare ușurință. Așadar, Huawei plusează pe parte de productivitate pentru cei ce folosesc device-uri din același ecosistem. Eu am folosit un Huawei Nova 9 pentru a testa această funcție, care mi se pare extraordinar de utilă. Mi-ar fi plăcut totuși ca ea să poată fi folosită și de utilizatorii care au telefoane dintr-un alt ecosistem. Nu de alta, dar mi se pare fantastic să-ți poți muta activitatea de pe un device pe altul cu atâta lejeritate. Așa cum probabil ți-ai dat seama, Huawei MateBook 14 se înscrie în categoria ultrabook-urilor de top. Prin urmare, și prețul lui este unul pe măsură. Începe de la 6.499 de lei în funcție de configurația aleasă. Din punctul meu de vedere, MateBook 14S este un ultrabook destinat oamenilor de business care au nevoie de performanță on the go, blogărilor sau celor ce călătoresc. Este ușor, puternic, rapid, nu se încinge, tastatura este confortabilă și pe deasupra plusează cu funcția multi-screen collaboration pentru ca activitatea să treacă într-un mod natural de pe un device pe altul. Cam atât despre MateBook 14S. Dacă ți s-au părut utile informațiile, apreciez un share, un like este binevenit. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și până data viitoare, numai bine!